Dragobetele sau sărbătoarea iubirii la români le-a oferit îndrăgostiților încă un motiv de a petrece. Astfel că în seara de dragobete cei mai mulți tineri au arătat că sunt îndrăgostiți nu numai de jumătățile alese, ci și de distracție. Cluburile au fost pline de îndrăgostiți, însă și cei singuri au profitat de atmosferă la maximum. La petrecerea organizată de restaurantul Pardon Terras din Alexandria, petrecăreții au transformat seara de 24 februarie într-una de neuitat. Au vrut să o facă lată în ziua în care doar iubirea contează. La petrecere au luat parte și câștigătorii concursului organizat de Antena 3 Alexandria în parteneriat cu Pardon Terras cu ocazia dragobetelor. Mi se pare o idee foarte frumoasă. Ne-a ajutat și pe noi în primul rând pentru că n-am mai ieșit de foarte mult timp și cu siguranță dacă nu exista concursul eram acasă. Suntem împreună de 9 ani. Avem acasă 3 fetițe minunate pe care le pupăm. Le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem în această seară aici. Nu ne așteptam să câștigăm chiar noi acest concurs. Soția, cu prietenele ei, cu cunoștințe, care le mulțumim pentru ajutor și chiar ne așteptam. Petrecerea îndrăgostiților, dar și a celor aflați în căutarea jumătății, s-a terminat aproape de orele dimineții. Cei mai mulți și-au făcut apariția la petrecere după miezul nopții.